început numărătoarea inversă până la startul campionatului. Federația Română de Fotbal a făcut primul pas stabilind miercuri 13 august intrarea serilor din ligile 2 și 3. Eșalonul secund o să fie format din 23 de echipe, seria 1 12 echipe și seria 2 11 echipe, iar sistemul competițional este structurat tur-retur. Urmând ca în faza 2 să existe sistem play-off, primele 6 echipe din clasament joacă între ele tur-retur 10 meciuri și sistem play-out. Echipele clasate pe locurile 7-12 joacă între ele tur-retur 10 meciuri. În Liga 1 vor promova echipele clasate pe locurile 1 din play-off din fiecare serie, în total 2 echipe. Retrogradează în Liga 3 echipele clasate pe locurile 11 și 12 din seria 1, locul 11 din seria 2, plus o echipă de pe locul 10 după disputarea unui joc de baraj într-o singură manșă pe teren neutru. În Liga 3, Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a hotărât să revină la o formulă mai veche, odată cu startul campionatului 2014-2015, folosindu-se un sistem de tip sezon regulat, tur-retur. Aceasta va fi formată din 69 de echipe, 4 serii câte 14 echipe și o serie de 13 echipe. Sistemul campionatului în care fiecare echipă joacă cu toți ceilalți adversari odată pe teren propriu, odată în deplasare. 13 etape tur, 13 etape retur. Promovează în Liga a doua echipele clasate pe locurile 1 din fiecare serie, în total 5 echipe. Retrogradează în Liga 4 echipele clasate pe locurile 13 și 14 din seriile cu 14 echipe, locul 13 din seria cu 13 echipe, plus o echipă de pe locul 12. În această situație va fi alcătuit un clasament special în care se vor lua în calcul numai jocurile susținute de echipele de pe locurile 12 cu echipele clasate pe locurile 1-11. Echipele dâmbovițene din Liga 3 vor juca sezonul 2014-2015 în seria a treia alături de... Seria pare destul de echilibrată. În comparație cu anul trecut, nouă ne convine pentru că nu mai facem deplasare pe munții Carpați să traversăm Bucegii. Avem 3 echipe din Dâmbovița, 3 echipe din Argeș, una singură din Ploiești, ceea ce iară surprinde fotbalul din Dâmbovița încă să menține la o cotă bună.